Administratorul public al municipiului Călăraș, Eduard Grama, a fost amenințat prin mesaje pe WhatsApp de subprefectul județului Călăraș, Nicolae Dumitru, în timpul unei conferințe de presă organizate la sediul Consiliului Județean. Supărat probabil de modul în care Grama l-a prezentat presei, subprefectul i-a transmis următorul mesaj: și dacă te țin cu relele, ne vedem ca băieții. Totul a pornit după ce Eduard Grama a declarat că subprefectul a făcut mai întâi facultatea, apoi liceul. Și aș vrea să vă mai fac o precizare, pentru că în timp ce conferința de presă și domnul președinte discuta aici, am primit mesaj de la actualul subprefect, cel de care v-am vorbit mai devreme, și într-un mod golănesc îmi spune că dacă te țin cu rele, ne vedem ca băieți. Deci chiar vă pun la dispoziție, deci individul ăsta care de la PPN a trecut la prefectură, că în urmă cu 10 ani era singurul viceprimar din țară cu 10 clase. Individul ăsta care în loc de... Și îmi spune că ne vedem în instanță. Ne vedem în instanță de ce? Că noi cei care suntem în fața dumneavoastră ne implicăm direct pentru Spitalul Județean Călăraș, iar el ne vedem ca băieții. Cred că la Udobescu ne vedem ca băieții pe câmp. Deci cam asta e nivelul de pregătire al unuia care a luat semnul exclamării și a crezut că e cratima.